Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. N-am mai făcut de foarte mult timp un video pentru fete și am decis că ar cam fi timpul. Mereu sunt surprins atunci când fetele mă opresc pe stradă să-mi spună că se uită la videoclipurile mele, pentru că aproape toate sunt dedicate băieților. Așa că acest video este pentru voi. Atracția e un lucru extrem de complicat și e nevoie ca mai multe lucruri să se întâmple în același timp între un băiat și o fată ca să se creeze acea atracție, așa că nu o să pretind aici că știu exact cum funcționează. Totuși am făcut o listă cu 5 tehnici pentru a cuceri un băiat care nu au legătură cu aspectul fizic și nu spun că aspectul fizic nu contează, ba chiar în cazul fetelor contează mai mult decât în cazul băieților. Însă nu vom vorbi de aspectul fizic azi. Aceste tehnici au fost folosite de fetele de care m-am simțit atras, deci pot vorbi din experiență proprie, însă le-am văzut funcționând și pe alți băieți, pe prieteni, în filme sau chiar pe internet. Prin urmare, dacă le pui în aplicare, sunt șanse mai mari să faci un băiat să te placă, așa că hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să cucerești un băiat este foarte simplu, și anume să-i arăți interes. Arată-i că îți pasă de el, fiind atentă la ce spune. Când vorbește, fii investită în conversație în loc să te gândești la altele. Fii interesată de viața lui și ia în considerare părerile lui în loc să faci numai ce vrei tu. Băieții în general nu prea primesc atenție din partea fetelor, deci o atenție cât de mică e suficientă să îi aprindă călcâiele după tine. De exemplu, la prima întâlnire pune-i și tu întrebări, nu lăsa pe el să afle totul despre tine fără ca tu să afli ceva despre el. Iar atunci când vorbește, fii activ în conversație, adică ascultă-l în loc să te gândești la ce vei spune tu în continuare despre tine. Ca să nu mai spun că nu e ok deloc să te uiți pe telefon în timp ce vorbește, privește-l în ochi atunci când vorbește cu tine. Nu vei crea niciodată atracție dacă nu-l privești în ochi atunci când vorbiți. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să cucerești un băiat este să comunici cu el deschis. În general, voi fetele nu spuneți ce gândiți, fie pentru că vreți să evitați o posibilă ceartă, fie pentru că vă așteptați să ne dăm noi seama singuri ce gândiți. E bine, e destul de greu să ghicești în stele ce gândește o fată, de asta băieții privesc fetele care sunt mai directe ca fiind mai atractive. Fii deschisă comunicării. Spune ce gândești, ce simți, spune atunci când face ceva rău, dar și când face ceva bun și crede-mă că te va aprecia pentru acest lucru. A treia metodă pentru a cuceri un băiat este să fii amuzant. Există această preconcepție că fetele nu pot fi amuzante și că doar băieții ar trebui să facă fetele să râdă, nu invers. Ei bine, eu nu sunt de acord și cele mai frumoase clipe pe care le-am petrecut cu fetele au fost cu cele care aveau capacitatea să mă facă să râd. Așadar, dacă ești la o primă întâlnire cu un băiat, nu fii acolo morocănoasă, serioasă, vorbind despre subiecte serioase, ci bucură-te, râzi, vorbește chestii ciudate, vorbește chestii amuzante. Iar dacă nu ești prea glumeață din fire, măcar încearcă să ai o atitudine pozitivă. Oricine adoră o persoană cu o atitudine pozitivă. Al patrulea lucru pe care îl poți face ca să cucerești orice băiat este să fii decisă. Prefer să fii decisă în legătură cu ce vrei de la el și ce vrei de la o relație. Pentru că multe fete nu sunt deloc decise și știu că e greu, mai ales dacă ești mică. Dar poți deveni mai decisă în momentul în care acumulezi experiență cu băieții și afli ce vrei de la un băiat, ce vrei de la o relație și îți formezi niște standarde. Ca băiat e foarte stresant și te consumă faptul că nu știi ce vrea fata respectivă și trebuie să afli singur, așa că dacă ești decisă și știi ce vrei, e un mare plus. Și ultimul lucru, al cincelea pe care ar trebui să-l faci dacă vrei să cucerești un băiat, este să îi oferi sprijin. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care un băiat le caută la o fată este să îi fie alături atunci când e la pământ. Să-i ofere suport moral, să-l încurajeze, să-i spună că e cel mai bun chiar și atunci când e jos. Poate că e fotbalist și a pierdut un meci sau a fost concediat de la muncă sau a picat un examen. Oricare ar fi treaba, tu trebuie să-i fii alături și să îl susții. E ușor să fii cu cineva atunci când toate merg bine, însă vezi cine ține cu adevărat la tine în momentele grele. Și asta ar trebui să facă și el cu tine. Așa arată o relație sănătoasă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dacă dorești un răspuns mai rapid la mesaj, poți apăsa butonul albastru alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2-3 săptămâni.
săptămână. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M reușită, nu rateu, pa, pa!